Salut, YouTube, eu sunt Cristi și astăzi am revenit cu un episod din Tech It. Cum am zis ultima dată, am făcut acest tunel și în partea asta am pus portalul suficient încât să nu intre în podea, să nu avem podea de obsidian. Nu am dat drumul, o să-i dau drumul acum, înainte să dau foc, aș vrea să vă rog să dați un like la acest episod dacă susțineți. Hai să dăm o dată drumul la portal, să intrăm, nu mai stăm de vorbă. O să stăm de vorbă oricum după, adică în timp ce înțelegeți voi. Hai să vedem ce ne așteaptă și toate cele. Ok, așa arată Nether-ul. Holy fuck. Doamne ajută, măcar că nu se mai mișcă. Oh, stai. Parcă stau cum se mișca sau se mișca, nu mai știu. Ok, avem avem și oruri, după cum puteți observa. Chiar destule. Asta e ori de gold. Holy shit. Mi-am amintit. Nu! Apropo, când o să vedem din vreun or că începe să iasă fum, pe ăla trebuie să-l spargem neapărat, pentru că dacă nu o să bubuie. Asta am învățat-o pe propria piele. Ok, am luat asta. Dar eu vreau să ajung la ceva de genul. Adică glowstone undeva... într-un loc safe, am vrut să zic. Ăsta nu știu cât de safe e. Hai să luăm și gold-ul ăsta totuși. O să facem ceva... compresor, parcă? Sau un compresor? O să vă arăt, oricum. Deci, mai am, cred că puțin. Cred că în vreo două episoade o să termin ce vreau să fac cu... chestiuța asta, cu... căsuța. Și după aia o să ne apucăm și de mașinării. Ok, hai să luăm până atunci astea. Oricum, chestiile astea ar să fie foarte valoroase. Adică, dintr-o d-asta ies două bucăți de gold. Ceea ce înseamnă destul de mult EMC. Adică noi acum avem 42 de bucăți de gold. Ok. Trebuia să-mi fi luat niște chestii la mine, gen, nu știu, măcar niște dirt. Acum că stau și mă gândesc. Și holy fuck. No, nici nu e... dar nici nu e periculos cu lava aia acolo. Mă, partea bună e că chestia asta cred că a picat suficient de bine, adică e suficient de bine poziționată încât să nici nu pice în lavă, ceea ce e super. Pentru că în momentul de față, fix resip aș vrea eu să fac. Ce să și zici, ce să și faci. Bun. Hai să luăm înapoi tot acest dirt, pentru că în momentul de față nu prea ne permitem să-l irosim. Ok, să am nevoie de... de asta cum se numește. De enchant, de la... Silk Touch, așa mă, că nu mai vine. Bun, avem 20 de bucăți. Așa, de glowstone. Chestia asta are EMC destul de foarte fucking mare. Deci pe viitor o să folosim și pe post de EMC pur și simplu. Un magma chestie de-aia. Așa. Fine. Încerc să mă uit să văd dacă disting frumos vreo de-asta, vreo... fortăreață, dar faza e că nu-mi dau seama pentru că este și ceața aia nenorocită și uite aici niște gold. Frate, chestia asta e free EMC. Deci, de ce să nu iau for fuck's sake? No, fine. Mă, eu sunt curios, oare exista... shit! Nu! Căca! Am uitat de chestia asta. Doamne ajută că am avut armura pe mine. Ioi. Da, am uitat că dacă spargi oruri în Nether, te atacă pigmenii. Ioi. Trebuie să am grijă pe aici. Probabil că or să mă urmărească ăștia. Ești jegoș și mă ataci, dar mă atacă.
shit, 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 shit. Oh shit, nigga. Vin toți după mine! Oh, căcat. Da, sunt curios. Oare apuc să mă teleportez la timp? Haide, 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 haide! Așa. Doamne. Ok, ok, ok. Asta a fost intens. Holy shit. Oh, stai că acum mi-am amintit. Nu, din... Asta o să iasă... Oh! Oh, stați că mi-am amintit. Acum, da... chestia asta nu e, cum să zic eu, nu valorează doar atât. Ea, în mod normal, când o prăjești în furnace-ul normal, îți dă două bucăți de gold. Dar dacă să zicem că întâi faci gold dust cu maceratorul, parcă. Macerator, ok, care e asta? Asta cred că e. Dacă cu un macerator, machine block, 3 flint, un electronic circuit pentru care avem nevoie de copper și rubber. Ok, deci o să trebuiască să fac rost de niște materiale pentru data viitoare. Deci dacă faci o chestie de asta, îți dublează cantitatea pe care ți-o dă. Deci nu-ți dă doar... Nu-ți dă doar două bucăți, îți dă patru bucăți. Ceea ce înseamnă că un dăsta de gold egal cu un diamant. Deci noi acum practic am minat 29 de diamante. Holy fuck. Asta referindu-ne doar la EMC. Și știți, aș putea să prăjesc acum astea și să-mi dea gold și să mă duc și să fac diamante. Dar ideea este că am risipit destul de multe diamante, cam jumate. N-avem decât 3. Unde naibii este ăla? Ah, goddammit, am uitat Divining Rod-ul, cred că dincolo. Nu, de fapt, știți ceva? Ca să nu mai stau eu să mă chinui atât de mult să găsesc astea, cum se numește, să găsesc diamantele, pentru că ne-am dat seama, trebuie să stau, să minez, să chest, să caut, să fac stack, mă rog, fac un stack. Bloc, un bloc. Deci mai am nevoie de 6 diamante, adică de 7, deci 14 bucăți de astea trebuie să le prăjim. Și după aia, mă rog, mai găsim noi nether de astea, astea nu sunt chiar așa de rare. Oricum, voi vă imaginați că, practic, dacă găsești diamondul în nether, care e foarte rar, îți dă 2 diamante pe un bloc. În schimb, dacă bagi în macerator chestia asta și faci dust, dintr-un dust scoți un diamant. Și chestia asta ați văzut și voi cum o găsiți, așa, cum găsești gold, cum găsești iron în lumea noastră, adică lumea asta. Ok, stați să acopăr aici. Așa. Am nevoie de un furnace întâi și întâi. Și trebuie să fac rost de asta, cum se numește. Trebuie să fac rost neapărat de niște gravel pe undeva și să încep să sparg. Asta vreau să caut, că tot să se prăjească. De fapt, nu le mai număr, că scrie acolo. Ok. Hai să punem astea. Bun, hai să căutăm gravel, 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 gravel. Pentru că n-am avut ultima dată de când am căutat. Am avut un singur, ai găsit gravel, am avut un singur de ăsta la mine, un singur flint. Ok, lasă frate, avem aici la gravel căcălău și deja avem 2 flinturi. Ioi, perfect. Oricum deja cred că le putem în, de fapt știi, le putem înmulți, lasă așa. Pentru machine block. O să avem nevoie, cred că, de refined iron, care mi se pare că e iron prăjit. Sper că nu ai nevoie de altceva decât de, efectiv să-l mai prăjești odată, pentru că nu mi-amintesc să fie nevoie de altă mașinărie. Și m-aș cam face de râs să fiu ceea genul, frate, am nevoie de refined iron, să pun iron la prăjit, să fiu ceea genul, stai, nu cred că așa se făcea. Da. Oh, fuck. Oh, goddammit. Bă, nu e bine.
Ok, deci și până la urmă tot de m-am făcut de căcat pentru că nu mai ține minte. Ok, știi ce? Îmi cer scuze, efectiv nu mai știu. Stai să punem, uite, așa să schimbăm și cred că facem altfel. Vreau să văd prima dată pentru un energy colector de gradul ăsta. Am nevoie de cât de 6 bucăți. Un bloc de diamant, un așa. Ia stai, așa tătica. Luăm diamantul și avem nevoie să facem 6. 7. Nu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. N-am făcut decât 2. Asta nu-i drăguț. În chestia asta mai facem un diamant. Ideea e că avem nevoie de 10 diamante pentru a putea să facem un... un bloc și să ne mai rămână încă unul să-l multiplicăm. Ok. Deci până la urmă am avut dreptate prima dată. Două d-astea egal un diamant. Deci două d-astea egal un diamant. Da, cred că așa e. Nu că cred, așa e sigur. Cred că așa e. Well, oricum, cum am zis, nu prea mai îmi pasă în momentul de față. Vreau decât să fac rost de diamantele alea nenorocite, să-i dăm bătaie. Ok, am mai făcut încă 1. 2. Mai avem nevoie de încă 3 diamante. Ia, hai că mă duc eu până în partea cealaltă. Deși cred că tocmai am venit de acolo. Nu am venit de acolo, am fost mai devreme. Vreau să văd ce aș avea de EMC. Cred că o să iau niște uranium și să fac colectorul ăla și să începem să facem diamante moca. Oricum vă dați seama că o să mai încep să las calculatorul porni, nu mai se facă EMC cea de genul. Hai să lucrez la fizică și o să las calculatorul pornit efectiv pe Tekkit, numai ca să se facă așa gen. Mă baricadez într-o daia de 1x2 și stau acolo să se facă EMC, mă rog, diamante. Ok, hai să vedem ce avem pe aici cu EMC, valoros, chestii. Nu știu dacă facem noi 3 diamante din astea. Păi, în momentul de față nu pot decât să sper. Mă, chestia asta are EMC bun, dar nu cred că o să mai facem noi rost prea curând de un disc, așa că las acolo. Las așa. Atât ajunge. De fapt, știi, aș putea să iau totuși trestile astea, pentru că și trestile mi se pare că au ceva EMC cât de cât acceptabil. 32. Ok. Uitați-vă și voi în ce hal mă chinuie și în ce hal îmi fac praf resursele numai ca să fac un nenorocit de diamant. De fapt, 3 diamante. Asta e faza nașpa la Tekkit. La început te chinui să faci chestiile de care ai nevoie și ajungi să... Oh, shit, să faci praf resursele pentru asta. Chit că... Ok. What the fuck, man? Ok. Stați așa puțin. Așa. Știi? Momentul ăla în care tu randezi și uiți că randezi și încep să filmezi. Oh, da. Atât că e o singură problemă. După cum ați văzut, s-a mișcat decent. Adică nu prea am realizat că e...
ceva cât timp am filmat și s-a randat, dar faza nașpa este că, după cum probabil ați observat și voi, hai că e bine. Nu e bine. Da, ziceam, faza nașpa e că, după cum probabil ați observat și voi, a început la un moment dat să se miște foarte nașol. Asta era că când se termină la final, știi, e ca și cum... Mă rog, poate unii dintre voi știți, când se aplaudează un clip pe YouTube, mai durează puțin să se proceseze. Așa și la mine, când se procesează, consumă mai mult în procesor și îmi face cam foarte mare lag. Ok. Să mor tu că am nevoie de o bucată de... Fii atent că n-am dat asta. Bă, și am fost acolo, eram lângă asta, încă cum se numește, eram acasă, aveam sticla, am uitat să iau sticla, las că iau așa și prăjesc o bucată. Urăsc când se întâmplă asta, dar ce pot să zic, mi-o cer. Bun, se face și noapte, bine că am și un pat aici. Așa. Cred că după ce o să fac camera jos, adică în episodul următor, că vreau să-l nivelez până data viitoare, când o să fac camera aia de jos, o să mă mut cu totul, adică o să mut inclusiv... Ce? What? Lol. O să îmi mut inclusiv... chesturile și o să stau mai mult pe aici, că în prima să mai fac în partea aia. Așa, hai tătică. Haide. Bun, mersi. Îl luăm, îl folosim la o rețetă. Așa, și cred că data viitoare o să mă duc până Nether iarăși, sau până data viitoare, nu știu exact. Hai să vedem. Și BOOM! Și acum, vedeți că chestia asta începe să facă singură EMC. Uite, spre exemplu, nu știu, hai să luăm cea care are EMC mic de la mine. Uite, Gravel. Vedeți că se face singur. Ceea ce e tare. Așa, cum o să sunt diamantul ăla, așa o să se facă EMC singur. Bun. Și o să mai trebuiască să fac, cu cât face mai multe astea, cu atât crește mai repede aia. Acum nu crește prea repede, dar o să îmbunătățim pe viitor. Oricum, hai să închem aici acest episod. Data viitoare, eu am fost Cristi. Sper că v-a plăcut acest episod, mă de câte ori repet asta. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Și eventual să lăsați un comentariu în care aveți ceva, în cazul în care aveți ceva de comentat. Până la viitoare, să aveți o zi bună. Bye bye.